Emoții pentru absolvenții vorbitori de limbă română din liceile din țară. La data de 7 iunie a avut loc primul examen de bacalaureat. Sesiunea a început la orele 8 dimineața și în două centre de bac din raionul Căușeni. Circa 320 de elevi au venit să susțină prima probă. Măsurile de securitate au rămas și în acest an a fi sporite, candidații fiind supravegheați de camere video. Ca și în fiecare an, în centrele de bac de la Căușeni au fost și reprezentanții Ministerului Educației. Potrivit șefului Direcției de Învățământ, de această dată nu au fost înregistrate careva incidente. Absolvenții a 10 licee din raionul Căușeni și 2 din regiunea transnistreană, orașele Bender și Tiraspol, au venit la data de 7 iunie în cele două centre de bacalaureat deschise în raionul Căușeni pentru a susține prima probă scrisă, cea la limba română. Candidații s-au prezentat cu o jumătate de oră mai devreme și nu au avut voie să intre la examene cu alte obiecte decât cele prevăzute metodologia cu privire la desfășurarea sesiunii din 2016. Accesul candidaților în sălele de examen a fost permis în baza actului de identitate. La proba de geografie, elevii vor putea să intre cu atlasul școlar, iar la cea de matematică, fizică și informatică, accesul va fi permis cu riglă, creion și radieră. La celelalte examene, candidații vor putea să aibă doar pixul cu ceneală albastră. Plin de emoție, absolvenții din tot raionul Căușeni s-au prezentat la centrele de bac. Acum, în opinia mea, a fost destul de ok. Nu a fost nici dificil, nici prea simplu, dar cred că m-a isprăvit. A fost o surpriză, dacă e sincer, de la Ministerul Educației, dar totuși m-am isprăvit. A fost fix structura cum ne-am pregătit și la liceu, nimic wow. Adică aceeași stare de spirit, motiv, mesaj, adică nimic greu. A fost o mică nuanță așa de m-a luat în surprins că la eseu nu a fost ceva text, adică s-au opozit, dar a fost basme. Mai mult și basme în general nici nu ne-am pregătit nimic, adică basme studiază undeva prin clasă, până în clasa 9, a 10, primul, nici până în primul semestru cu un basm nou. Și noi nici n-am luat în considerație că niciodată n-a fost basme. Absolvenții au ținut să ia cu ei doar pixul și buletinul de identitate. Cu buletinul, desigur, și cu două pixuri. Cei care au trecut prin detectoarele de metale au rămas și fără centură la pantaloni. De atâta că trebuia să este fier conține el. Și trebuie de... La detector. Da, la detector te controlează și n-ai posibilitatea să intri cu centură. Totuși, absolvenții spun că sunt siguri de cunoștințele lor. Aceștia afirmă că nu îi mai sperie camerele de supraveghere sau detectoarele de metale. Da, păi n-am mare emoții, de fapt, a fost ușor, examenul nu a fost foarte complicat, adică a fost subiect care le știe, mi-a repetat, le-a fost analizat timpul anului școlar și a fost destul de bine. Totuși, unii absolvenți afirmă că au avut o noapte albă, mai ales că unii au trebuit să se trezească mult mai devreme pentru a ajunge la timp în centrele de bac. Am transportat din Cârnățeni la Căușeni. Cum s-a circulat? Destul de normal, timpul destul de neîncadrat în timp, tot e normal. Copiii din instituțiile de învățământ ale raionului au fost ghidați până la poarta centrului de bac de unii profesori. Copiii s-au prezentat la timp, totul a fost perfect. Sper ca și desfășurarea examenului să fie la fel, până la urmă perfect. Adică a fost totul foarte bine. Sperăm să fie așa un bun început pentru toate examenele. Și o parte dintre părinți au ținut să-și însoțească odraslele. Aceștia spun că au avut mai mari emoții decât copiilor. Emoții foarte mari am avut, să știți, este primul bac și pentru unic ficior, emoții foarte mari, am retrăit, dar asta este că suntem părinți și trebuie să retrăim pentru ei, asta este viitorul lor, asta este primul pas spre viitor, asta e. Este primul, mai avem încă 3, sperăm să fie reușite. Împreună cu bunelul ați venit? Împreună cu toată familia, împreună cu tatăl meu, să susținem nepotul, să susținem feciorul. El e viitorul nostru. Foarte mari emoții, suntem emoționați, ca și elevii, poate și mai mult. În total, în cele două centre de bac deschise la Căușeni au fost așteptați circa 320 de pretendenți la bac, inclusiv 20 de absolvenți de la un liceu din Tiraspol și 34 din Bender.
Potrivit Direcției de Învățământ Căușeni, în această zi nu au fost înregistrate careva incidente. Nu au fost înregistrate niciun incident. Din an în an copiii vin mai calm, mai liniștiți, mai cu mai multă carte, convinși că trebuie să facă lucrurile cinstit. Astăzi, la primul examen, s-au prezentat 43 de elevi la profilul real și 113 la cel uman. Nu s-au prezentat 2 elevi și, din câte cunosc, sunt restanțieri din anii precedenți la profilul uman. În rest, examenul a decurs liniștit, calm, normal, fără incidente deosebite. Sperăm toată sesiunea să decurgă numai rău decât ceea ce a fost astăzi. Emoții în timpul examenului? S-au mai observat la elevi și zic eu așa, emoții au cei în mare măsură, cei care sunt foarte bine pregătiți. După ce se calmează puțin, merg bine. Ajutor medical n-au solicitat? Nu, n-au solicitat nimeni, deja sunt pregătiți. Adică mici probleme poate să apară cu cei care vin restanțieri din anii precedenți, pentru că ei mai puțin sunt familiarizați cu nouă metodologie, cu ceva, niște schimbări, și atunci poate să apară. Când ăștia sunt la nivel, se vede că sunt pregătiți deja pentru a susține bacul pozitiv. Circa 14.000 de candidați din toată țara au venit să susțină prima probă de bac la limba și literatura română, iar circa 3.000 la limba și literatura rusă. Următorul examen va avea loc vineri 10 iunie la limba străină.